PAOK este un club special. Este un club cu o energie sentimentală incredibilă. E mult mai mult decât pasiune, e mult mai mult, mult mai mult. E ceva ce nu poate fi explicat. Pe unde mergi, pe unde calci, pe unde ajungi, simți că ai o răspundere imensă. Toată lumea îți cere acest lucru, să câștigi, să câștigi, să câștigi. Simți că ești înconjurat și susținut de foarte multe, de foarte mulți suporteri, de o masă imensă de suporteri. De o masă imensă care trăiește doar pentru victorie. În același timp, dacă este un rezultat negativ, e foarte greu de trăit acel moment. Se simte până în străfundul sufletului dezamăgirea, amărăciunea tuturor celor care susțin această echipă, PAOK. Încă o dată spun, e ceva la care nu te aștepți și nu poți înțelege decât dacă ești aici, la acest club. Cineva spunea că PAOK este un fenomen social și are mare dreptate. Poate că la alte cluburi există o foarte mare pasiune, sunt foarte mulți suporteri nebuniți pentru echipele lor. În general, în partea de est a Europei, trăirile și în special sud-est, trăirile sunt foarte intense. Așa cum îți spuneam, se transmite o energie incredibilă, o pasiune la meciuri și mai ales la meciurile în care se întâlnesc echipele de top, echipele rivale cu o rivalitate deosebită. Deci există această pasiune pentru propriile echipe, dar ceea ce este la PAOK depășește această pasiune.